Românul se pricepe de când lumea la fotbal, politică și, bineînțeles, la agricultură, motiv pentru care specialiștii de pe marginea șanțului au decretat deja că anul agricol 2014 este compromis. A fost cald, n-a nins la timp, iarna n-a fost ca primăvara, așa că agricultura este la pământ. Adevărații specialiști sunt însă de altă părere. În sfârșit, corul bocitoarelor care prevesteau o primăvară pentru agricultură dezastruoasă se poate potoli acum. Această zăpadă, sigur, schimbă la 180 de grade situația culturilor de toamnă. Chiar și dacă nu ar fi venit, până în acest moment, plantele agricole, culturile înființate în toamnă, nu se aflau într-o situație disperată. Fermierii giurgiuveni, mai mici sau mai mari, pot sta liniștiți pentru că temperaturile ridicate înregistrate la începutul iernii nu vor influența negativ evoluția stării de germinație a culturilor înființate în primăvară. Peste 90% din culturile înființate în toamnă se aflau dincolo de faza de înfrățire. Viile și pomii erau într-o fază de vegetație latentă care nu punea în pericol producția viitoare. În ciuda tuturor pronosticurilor de pe margine, începutul anului agricol 2014 se anunță favorabil culturilor agricole înființate în toamnă, cât și pomilor fructiferi și viței de vie. Faptul că a venit zăpadă acoperă solul, temperatura este mai păstrată și numai niște accidente climatice de sub minus 15, minus 20 de grade ar putea produce în agricultură dezastre. Singura problemă ce se poate manifesta și care poate aduce dezavantaje culturilor agricole este dată de accidentele climatice ce pot surveni până la venirea primăverii. În ceea ce privesc vițele de vie, pomii fructiferi, numai niște accidente climatice, niște brume târzii, niște înghețuri târzii ar putea să ducă la lucruri care nu sunt potrivite cu producția pe care o așteptăm. Fermierii pot continua acțiunile de împrăștiere a îngrășămintelor minerale cu fosfor și potasiu, atât la culturile înființate în toamnă, cât și la plantațiile de vie și pomi. Atenție trebuie acordată apariției rozătoarelor, al căror ciclu biologic de dezvoltare a fost favorizat de temperaturi mai ridicate.